Salut, salut, toată lumea! Numele meu este Mura și bine ați venit la un nou joculeț pe acest canal, jocul se numește Arthur Nightmare. Este vorba de un joc horror care este copiat după desenul la animat Arthur. Cine știe desenul la animat Arthur? Și ăla care era care se difusa atunci pe Minimax. Așa mă uitam la desenul la Arthur. Ok, domnul James. Nu scriu eu. Arthur Fans, Jason. Fans. Dar e un joc horror. O să vă sperie un pic. Jocul ăsta. Jocul ăsta l-am găsit pe aici. Mă uitam și eu la, cum am spus, mă uitam la desenul la Arthur. Uitați-vă, oameni buni, s-a apăsat tot un de like. Mă uitam și eu la desenul la Arthur. Era un desen. Ok, ăsta este nivel... Nivel 1. Tot ce trebuie să facem este să luăm toate astea. Dar e un joc interesant, dar e un joc cam horror. Știu că ăsta e prima dată de să colectezi din astea. După aceea fie greu. Aoleu. Din alea țepele alea scuțite. Oamenii m-au jucat în jocul ăsta. Care mă din asta? Ma. A, o linie în foier. A, poți să te uiți pe cameră. Nu e acolo. Mamă, mă. Ce m-a speriat jocul ăsta. Scoate-mă că am dat volumul încet. Păi, e un joc înfricoșător. Mai încerc o dată să trec. Aoli, e un foier. Da, nu mă sperii. Ia să vedem. Mamă. Un pic jocul.
Te joc. Mai încerc o dată. Da, să-mi trec. Nightmare înseamnă coșmarul lui Arthur. Cu paiva nu mă să-l trec. Dar acesta e făcut de păiciu. Ia nu te... Așa vezi că o să mă sperii. Vedeți, o să vedeți acum că o să mă sperii. Nici nu vă nu poate să trebuie jocul ăsta. Dar voi mi-ați zis să joc. E că e și ăla Arthur. Chicken. Cred că e la bucătărie. Aoleu, e în foier? Aoleu. E din Dummy Room. Living Room. Bă, mă sperii joc. Mă, am spăimit toată locul ăsta. Ha. Ce joc. Nu știu, te dată e să încerci la nivelul ăsta. Bine că locul ăsta e pol. Scoate-mă că am volumul încet, scuzați-mă. El e acolo. Mamă, chiar e un joc înfricoșător. Dar mă prinde ăla Arthur. Unde e mă Arthur? Arthur? E Diving Room. Cred că e acolo. E în bucătărie. Sunt prim. Păi. M-a speriat un pic jocul. Nu știu ce trebuie să fac aici. Aveți voi idee cum să trebuie jocul ăsta? Mai până la noaptea 4. Noaptea 4 e mai greu. Ai multe comentarii că... jocul ăsta e foarte greu să-l treci. Poate vă... Stai așa să mut camera. Să mut tableta oricum. Nu facă puțin. Vă sperie un pic jocul. Aolie, îmi dai vigru. Living Room. Cum mă prinde asta? Mârlanul ăsta. Aole, pe că... E în Henry. Aole, e în Living Room. Dom'le, de ce duce ăsta? Trebuie să așteptăm să plece. Aia, acolo. Aole, e în foier. Nu pot să-l trec.
pare că nu poți să te de nivelul ăsta noaptea a patra, noaptea a doua. Stai un pic. Oleo. Nu, eu nu sunt la baterie. Frate-mă că am oprit sunetul. Nu mai urcam jocul ăsta. E așa înfricoșător. Nu mai am baterie. Ce e acolo, cred că... M-a prins. Frate-o că m-a prins asta. Aoleu. Dar nu știu care e camera problema, dacă... Am și mi-a zis tu că jocul ăsta e cam... Aoleu, în diving room. Ce joc. Mă sperie un pic jocul. Mă sperie jocul ăsta. Vă dați seama când face ăla... E în diving room. Aoleu. Mă prinde ăsta. Aoleu, e acolo. Nu știu care e dem. Ademiu. Rămân și fără baterie. Îmi pare că asta e o tabletă. Mai mult cam lucrul ăsta. Nu-i ca aplicat ăla. Păi, chiar mă sperie. Uite! De la Arthur. Așa mă uitam, în copilărie la desenul la Arthur. Avoi în foier. Mamă, eu sunt terminat eu. Nu am nici baterie. Ăla mă prinde. Ok, frate, n-am reușit să trecem. Chiar eram spăimântător jocul. Ok, jocul se numește Arthur Nightmare. Vă recomand să-l jucați, puteți să-l instalați de pe aici. Ok, frate, cam atât zic cu acest joculeț. Eu am fost Tămuraț și mergem pe data viitoare. La revedere!